Negative sunt și priveliștile din Danemarca. În această dimineață nu o să călătorim pe acolo, dar discutăm cu cea care a luptat pentru un fotoliu din Consiliul Local în una din regiunile din Danemarca, cea care a reușit să impresioneze o comunitate întreagă, o mamă dedicată, devotată, dar și o femeie care știe să lupte, să consilieze cei din diasporă și să facă foarte multe proiecte interesante acolo. Alina Răcilă este în legătură directă cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! În primul rând, sincere felicitări, pentru că deja știi și mai bine ce înseamnă să dăruiești dragoste. Cunoaștem că în acest interval de timp în care nu am discutat, a venit pe lume și un băiețel. Asta este, mulțumesc! Noi, între timp, vrem să te întrebăm cum s-au desfășurat acum un an în urmă acea campanie electorală, acea luptă pentru Consiliul Local și care au fost consecințele ulterioare? Așa, deci, într-adevăr, a fost ceva deosebit, atât pentru mine, cât aș zice eu și pentru societatea daneză, pentru că pentru prima dată aici, în comuna unde locuiesc, regiunea unde locuiesc, a candidat o persoană de origine non-daneză la alegerile locale pentru funcția de consilier sau primar în primăria locală. Și spun așa, deci consilier sau primar, pentru că, într-adevăr, aici sistemul electoral se deosebește foarte mult de acel sistem electoral și de acea organizare politică cu care suntem obișnuiți noi în Republica Moldova. Deci, cu toate că am doar cetățenii Republicii Moldova, am avut dreptul de a candida și de a fi votată și de a vota, evident, la alegerile locale. Acestea au avut loc acum pe 16 noiembrie 2021, deci abia o lună în urmă. Cu părere de rău, nu am ocupat o funcție, nu am ajuns să primesc voturi necesare pentru a ocupa o funcție în primăria locală, dar sunt foarte recunoscătoare tuturor celor care și-au dat voturile pentru mine, pentru că aici persoanele pot vota chiar și personal. Deci nu doar pentru un partid, pentru care fac și eu parte și am făcut parte în timpul alegerilor, dar și personal pentru mine. Oricum, a fost o experiență inedită, cu siguranță ai învățat tare multe și ai reușit să-ți conturezi un cerc social de oameni pentru care contezi și pe care vrei să-i ajuți, să identificați și o relație de prietenie. Eu știu că tu ești foarte activă și în Asociația Moldovenilor din Danemarca. Așa este, aveți dreptate. Suntem o asociație de voluntari care, iată, începând cu acest an, chiar ne-am lărgit numărul de voluntari și membri în asociația dată. Suntem activi și pentru moldoveni și nu doar pentru moldoveni, deci ne susținem, conlucrăm, colaborăm. Dar a fost un pic mai greu acum din cauza coronavirusului, pentru că el a acoperit întreaga lume. Dar suntem activi și social și chiar în acest an am învățat să dezvoltăm diverse proiecte chiar și online, unde comunicăm, unde suntem aproape unii de ceilalți, unde foarte rapid aducem la cunoștințele concetățenilor informații traduse din limba daneză în limba română, pentru ca să fie accesibile tuturor, evident. Și da, într-adevăr, am și cu ajutorul asociației, și cu ajutorul acestor alegeri prin care am trecut, da? Deci am avut doar de învățat lucruri bune. Am avut de cunoscut oameni buni, și moldoveni, și nu doar moldoveni, dar și din diverse culturi. Deci, doar experiențe pozitive. Asta mă bucură tare mult. Cu siguranță ai primit această întrebare foarte des, dar care sunt abilitățile unui cetățean al unei alte țări pentru a se bucura de același respect între băștinași? Cum trebuie să te porți? Cum poți să devii membru al comunității fără a te simți stranier în mare parte? Probabil prin prezentarea calităților care noi moldovenii deja le avem. Care? De a fi foarte harnici. Pentru că așa suntem noi, harnici, nu ne dăm la o parte de muncă, de muncă de orice fel, de a nu ne fi rușine de a începe munca chiar de jos. Pentru că avem foarte mulți conaționali care au început drumul în Danemarca prin a munci la o fermă sau a munci în curățenie sau la o fabrică, dar
Aici adăugăm și a doua calitate a moldovenilor, de a învăța rapid. Noi suntem foarte buni la învăța limbi diverse. E adevărat, adevărat acest lucru. Dincolo de faptul că pandemia și-a lăsat o amprentă destul de nefastă asupra evenimentelor offline, se pare că ați reușit într-un final să organizați Săptămâna Culturii la Tonder. A fost un eveniment cu un impact major despre care vreau să ne relatezi mai mult. Așa este, ai dreptate. Deci pentru prima dată în istoria comunii Tonder, unde locuim, deci aici sunt mai recunoscuți populația germană, pentru că ne aflăm la hotare exact cu Germania și Danemarca. Și mi-a venit așa o idee în timpul pandemiei, dar dacă cultura noastră ar face un pas înainte și s-ar prezenta. Și am văzut că au apărut foarte mulți doritori care mi-au scris că da, pare o idee interesantă. Și așa încet s-a format o echipă de 16 voluntari, dintre care eu cunoșteam personal doar 3 persoane. Deci, o echipă așa de mare pe care ne-am întâlnit pentru prima dată doar exact în seara evenimentului. Evenimentul se numea Seara Culturii Române și s-au adunat și români și moldoveni care au venit și din Copenhaga, care au venit și din orașul Odense, care au venit și din orașul Herning. Deci sunt orașe care se află la distanțe de 100, 200, 300 de kilometri de locul unde a avut loc evenimentul, care absolut voluntar, fără a cere careva bani, au venit cu diverse produse și diverse proiecte. O echipă de copii din Iesberg, care deci, se află la aproximativ 100 de kilometri de locul unde a avut loc evenimentul, a venit ca să ne cânte în română, în engleză, în daneză. Deci antreprenori moldoveni din Copenhaga, compania Wireless, au venit ca să ne prezinte produsul cănuțe comestibile, care ți-ai băut cafea, ai consumat-o cănuța și deci nu ai lăsat urme negative în mediul înconjurător. Copilași care și-au prezentat pentru prima dată expozițiile de fotografie, de tablou, dansatori. Spune-ne care extra. Este rolul acestor frumoase evenimente, cum se simte lumea acolo, pentru că eu îmi imaginez că e o oportunitate de a scăpa un pic de stres, de rutină. Despre ce discută diaspora atunci când se întâlnește? Așa este, aveți dreptate. Și exact am prins momentul în care în lunile septembrie și octombrie au fost anulate toate restricțiile în Danemarca. Deci ne-am relaxat extraordinar. Și s-a adunat nu doar diaspora, nu doar moldovenii și românii, dar spre marea mea uimire a fost un mare interes în rândul danezilor și germanilor, adică a persoanelor care locuiesc aici permanent. Când au auzit că este un eveniment gratis și va fi și muzică și mâncare și cultură și oportunitatea de a discuta, de a ne cunoaște mai aproape, s-au adunat peste 200 de adulți și peste 50 de copii. Deci e ceva foarte frumos. De vreme de pandemie sau post-pandemic, să zicem așa. Eu nu am cum să nu te întreb ce te motivează să te implici atât de mult în ajutorarea cetățenilor Republicii Moldova, României, celor care își doresc să se mute cu traiul în Danemarca, pentru că eu îmi imaginez că asta îți ocupă foarte mult timp și cumva e nevoie de sacrificiu, ai și familie, ai și jobul tău. Care este sursa de inspirație și de motivație pentru a da un exemplu și celorlalți? Probabil dificultățile personale prin care am trecut pe parcursul acestor 7 ani și mai mult de când locuim aici. Și am învățat foarte multe, însuși de momentul în care eu am cetățenia doar a Republicii Moldova, iar soțul meu are cetățenia dublă a Republicii Moldova și a României. Și deci am fost nevoiți ca și copiii noștri născându-se aici și noi fiind nevoiți să învățăm un sistem nou și o limbă nouă și reguli diverse pentru persoanele cu diverse cetățenii, cu diverse funcții, cu diverse deci, situații familiare și de viață. Și tot învățând încet, încet, din propriile dificultăți, au început și alții, și prieteni apropiați și mai departați și deja la un moment dat persoane care absolut nu le cunoșteam, tot se adresau, explică-mi, te rog, spune-mi cum se face aici, cum se face acolo, ca atunci când, iată, revin iarăși la evenimentul la care ne-am adunat, să ne întâlnim cu toate aceste persoane pe care nu le întâlnisem până atunci, să zicem, uite, da, ții minte, mi-ai zis odată așa, mi-ai spus odată să merg acolo, să vorbesc aia, să spun cuvântul cel la cheie, să pun acea întrebare și iată, azi am ajuns la rezultatul care l-am ajuns. Deci să cunosc o limbă, să știu o profesie, să mă integrez în societate, să am prieteni danești,
să găsesc limba comună cu cei ce mă înconjoară. Deci, așa, cam de aici a venit. Și am zis că de ce trebuie alții să sufere? E frumoasă această răsplată. Emoțiile și cuvintele de gratitudine probabil acoperă acele sacrificii pe care le faci. Acum, scurt, vreau să-mi satisfaci o curiozitate personală. La tine acolo a venit Crăiasa Zăpezii. E cumva un spirit mai specific sărbătorilor de iarnă? Că noi încă așteptăm fulgii. Încă nu. Deci aici, în regiunile de sud, e ca primăvară. Deci încă avem gazon verde, un pic de frunze afară, dar așteptăm și noi zăpada. Poate vine concomitent. Oricum, eu îți mulțumesc tare mult, Alina, pentru eforturile depuse în ajutorarea celor din diasporă. Îți mulțumim că ai găsit timp să intri în legătură directă cu noi și să ne auzim doar de bine. Să dea Domnul! Sărbători fericite! Îți mulțumim tare frumos!